Începând cu ziua de astăzi, o echipă de control de la IGSU se află la Constanța, tocmai pentru a realiza cercetarea disciplinară a celor trei ofițeri. Unul din cei trei ofițeri, cu funcție de conducere, vineri și-a înaintat raportul de pensionare. Raport aprobat de către domnul general Iamandi. Dar asta nu înseamnă că dacă se va demonstra că acolo au fost încălcări ale legii, nu vor suporta consecințele legale. Ancheta merge mai departe, ancheta merge înainte.